cu rușii. Ați văzut multe la viața voastră și eu am văzut multe. Ca astea patru faze ce se întâmplă în Rusia, nu există așa ceva. Ia să vedem. Deci, uite, le dau și mare. Deci, sunt, n-au legătură între ele, dar, deci vine femeia să arunce la gunoi în Rusia. Și ce nu mai mă duc, măi, canalul ăsta aici a deschis, unde mai mă duc la gunoi, are saci de gunoi, da? Deșartă. Avea un gunoi mai încolo. Nu deșartă, dă și drumul așa. Gata, am aruncat. Am aruncat, nu mai deșartă pe ăla, ai noroc. Și dă să pleci, ai noroc, sănătate. Și acum iese Ivan de acolo, măi, Dorel, care Dorel lucra acolo. Băi, femeie, da, chiar ești, chiar n-ai jene, tine, zice. Dar se poate, ia, se duce cu levierul după ea. De berica, bă, băciune, mi-ai dat cu ouăle astea, bă. Băi, eu limpeam firele acolo, jos, era de la rochele. Era, bă, birou. Băi, se duce cu levierul. Ia, deschide, bă, ce băgați ai sârmă, bă. Băi, se poate. Și câinele, așa, deci asta, bă. Dar ia tacticul ăsta, așa, zici, ia, da, uite, bă. Așa, vine băiatul cu parcarea, acum, urmărim, liniște. Da? Ruzdac. Pac, hai. Apare băiatul alb. El merge încet, pare dubios, dar nu-ți dai seama de la început. Așa. Unul în spatele lui păstrează distanța regulamentară. La ori știe ceva, el pare ok. Uitați-vă la mașina albă, da? O parchează frumos, nu dă semnal, da? Acum câți nu? Ba da, uite, dă și semnal. Și acum începe treaba. Nu nimerește frâna de accelerație. Hop, urcăm, dărâmăm poarta la pizzerie. Hop, o luăm ușor încolo. Da, tată, ies aia de pizzeria. Bă, ce-i făcut, mă, nepoatele? Așa. Prințesa din oglindă. Vine prințesa care pe carapace nu era. Uite, prezentabilă, frumos, pe carcasă, așa, pe textură ea. Nu e făcut interior. Nu, ăștia... la exterior e bine. La exterior e ok, polișată tot. Fac și s-aranjează. Ăștia de RBD-i filmează. Ia, mă, ce da, budigăii mei stau ok, chiloții, ia să văd. Să vede în oglinda al ăsta, stai să ridic un pic. Ăștia, unul n-ar zice ceva, ei filmează. Să murdărise fata de ceva. Băiatul de așa, hop, s-aranjează frumos. Băiatul de mașină de lasă portiera. Prințesa, ce era acolo? N-am știut, nenorocitura. Hai, prințesa, avem o merită. Am uitat și telefonul. Așa. Și de departe, cea mai tare, ce face broasca rusă? Cum prinde broasca rusă? Gândaci pe iPhone. Ia. Hopa! Hopa! Asta e broasca lui Putin. N-ai da? Cum. Asta e broasca lui Putin. Broasca lui Putin. Ia uite, hop, cu limbuța. Joc terminat. Trecem la nivelul următor. E jocul cu furnicile. Hop, ai prins furnica. Proastă. Ușor, ușor, ce cai mâna mea! Proasca rusă! Ușor, zice, cai mânuța mea! Da, da, da. Doamnelor, domnilor, Cătălin Oprișan, după cum vedeți, fiert pe mama rusăie, cred că are bagajul la ușă! Și da. Cred că e un geamantan roșu. Una scurtă și chiar am plecat. Da, te rog. N-ai posibilitatea să-ți duci copilul la distracție? Da. Îl bagi într-o balastieră, într-o betonieră. Hai, mă, nu cred, mă. Uite-te puțin, zice, prințule, numai să o dai încet să nu-mi vină rău să mă amețesc. Vreau și eu într-o parte de distracție. Acolo. Da. Vrei, da, pe stânga sau pe dreapta, pe ce începem? Dă-i cum o fi, că nu contă. Hop și te-ai dat. Bă, ești nebun, ai economisit 20 de euro. Nu-i dai viteză, dă și înapoi, ce poți să dai și invers. Da? Te-ai plimbat frumos. Poți să-i dai și viteză mai mare, dar vine sânge. Băi, nu mă opri așa, zice, de la loc. Ce Disneyland, mă, uite aici. Și îl duci unde vrei. Eu zic, cea mai tare țară de lume e Rusia. Rusia. Da. Ți-ai făcut planul. Fără probleme. La o să strâng un CD toate astea, în DVD, în caz că... să mă duc acolo să le arăt. Uite, bă, singurul care vorbea în România de voi. Frumos. Care este tot fac analize, ca... Și-au apărut delfinii. Țineți minte când v-am zis acum un an de zile că au plecat patru delfini de nu se mai regăsesc? Da, patru delfini de delfini armă. Echipați așa, că au văzut la Saturn, s-ar fi văzut doi aboreală. M-au fost dispăruți un an delfinii, un s-or fi dus în Marea Neagră, treaba lor. Da. Da? Au apărut acum. Și au trecut, nu e bășcălie, uitați-vă, dați pe internet, au zis, noi vrem să trecem la forțele proruse. Deci ei a stat ascunși, cred că undeva. A făcut ca codobatul, așa, cu ceaba, de două ori. Marmotilii care nu poate să-și vadă gâtul. Deci, iau, și aia zis... patru au stat undeva ascunși, ei au fost, noi am fost, ei au fost undercover. Nu, erau semi-ilegaliști, că ei s-ascundea, dar nu-i căuta nimeni. Da. Așa, când a ieșit, a zis, gata, a venit rușii, dar vrem să trecem direct la ei. Ei sunt cu arme, cu camere, video. Au ieșit cu stegulețele în notătoare, făceau cu... A zis, cine e la voi acum? Putin, atunci trecem cu tot. Mulțumim, Cătălin Oprișan.